Păi da, ați avut... Mese rotunde de la. Și cum ți s-au părut întrebările? Foarte bune, dar îți dai seama, te repeți. Păi, cred că este cel mai obositor lucru pentru un regizor la un mare festival, interviurile, nu? Trebuie să spui același lucru de fiecare dată. Nu, încep la fel. Adică, ți-a venit ideea, de unde ai plecat, și asta se repete. Și fiecare jurnalist are impresia că spune întrebarea aia pentru prima dată, nu? Cred că e bine, totuși, trebuie și pentru text, cumva, pentru că descriu filmul în faza asta. Apar cronicile pe de-o parte, dar în interviuri e bine. Asta e la toate filmele astea, cum ți-a venit ideea. Dar e cronici foarte bună, din ce am citit, cu excepția revistei Gala, care a scris o prostie. A spus că nu înțeleg de ce trebuia un lung metraj, că puteai să faci un scurt metraj și rezolvai povestea foarte repede. În rest am citit numai chestii bune. Te așteptai să fie atât de bine perceput? A fost foarte bine primit, nu? Și premiera. Și am înțeles că și vizionarea de presă a fost foarte bună. Sincer, nu atât de bine, nu așteptam să fie. Și ce mi se pare interesant la filmele din acest an, am văzut din mai multe secțiuni și parcă ăsta-i trendul, să împletească documentarul, partea reală, viața reală, cu ficțiunea. Am văzut asta la tine, la Gomes, Miguel Gomes, la Picciat Pong, Vira Setacul, adică e o permanentă înlănțuire între ce adevărat, în spatele povestea, din spatele filmului, și sunt actori și la tine. Tu ai un personaj care este, de fapt, persoana reală pe care ai clădit filmul? Da. Bine, cred că foarte, foarte mult se documentează pentru film și pleacă de la povești reale, cumva. Și de unde ar veni trendul ăsta? Dar e de multă vreme. De fapt, la mine, ok, asta e o discuție, apoi filmul arată ca o ficțiune și totuși am dus și personajele într-o anumită zonă, dar sunt foarte multe filme care, într-adevăr, au, poate chiar folosesc material documentar și le montează în ficțiune, adică și estetic împing zona asta. Mi se pare că anul ăsta mai mult ca în alți ani să merge în direcția asta. Da, e simplu de făcut documentar. Poftim? E mai simplu de făcut. Zici că e mai simplu? Nu, pentru mine nu, dar zic așa. Cum crezi că o să fie primit filmul în țară? Eu am văzut că străinii parcă îl înțeleg mai ușor pentru că se pot detașa și pot să pună în context și să zic că da, este o poveste despre România de azi. Crezi că România o să vadă? Sau o să iau ca pe o poveste singură? E foarte important să trăiască experiența asta, nu? Sala de cinema. E un film totuși care are o doză de suspans, o doză de aventură și așa mai departe. Și experiența se contează. După aia, cred că la noi se insistă foarte mult că e teama asta de a înțelege sau de a nu înțelege. Până la urmă, cinema creează un tip de emoții în locul de sală. Și experiența subiectivă. Da. Cu cine te-ai întâlnit? Cu ce VIP-uri ai discutat de când ai venit? Nu. N-ai avut timp. Cât mai stai? 20. A, perfect. Deci actorii pleacă mâine și tu mai stai. Da, mai trebuie să... Mai rămâi să-ți iei premiu, nu? Nu, mai rămân să fac... să fac niște interviuri. Îți ținem pumnii. Mulțumesc.